Minerii de la cariera Jilț Nord au declanșat și ei o grevă de avertisment de 2 ore, solidari cu ortacii de la cariera Lupoaia. Vineri dimineață, salariații celor 2 unități miniere nu au intrat în schimbul 1 timp de 2 ore, în semn de protest față de neaplicarea legii de reducere a vârstei de pensionare. Din punctul meu de vedere, înseamnă că oamenii au realizat că s-a terminat vremea parlamentărilor, negocierilor și pozelor, cum zic unii directori foști sindicaliști, adică spun că noi ne-am făcut poze. Ne-am făcut poze pe promisiunile lor, să demonstrăm că am fost la discuții. Acum nu mai vreau. Eu, cel puțin din punctul meu de vedere, nu mai vreau cu nimeni nicio poză. Vreau numai ordonanța de guvern. Să înțeleagă că ăsta a fost un avertisment, atât. Avem o lege, vrem să fie pusă în aplicare. Nu ne interesează pe noi de interesele politice sau alte interese de grup sau nu știu care. Noi ne dorim legea 197, atât. Punct. Este o lege pentru care am luptat, a stat luni de zile în genunchi acolo, ne-am rugat de toți. Toți ne-au promis, da? Toți. Acum, când ajung la putere, ați văzut, domnul Vulceanu. Am vrut această lege, acum nu mai vreau, când a fost la putere. Alții spun, politicieni care au ajuns acum la putere, că se poate rezolva în 3 ore, dar nu au vrut oamenii de la Guvernul României, de la putere. Acum au ajuns la putere și spun că să vedem, o să vină o lege, este posibil prin vară, prin toamnă. Fraților, s-a terminat. Noi avem o lege, noi nu ne mai luptăm pentru alte lege. Ne ajunge când ne-am luptat, da? Cât am fost bătaia de joc a tuturor guvernelor care au fost aici. Ar fi momentul să fie trage la răspundere pentru oamenii care au murit acolo la locul de muncă, care au murit în accidente, care au murit în morcirile, pentru ce? Pentru mulțumiri? Ne-am săturat de mulțumiri. Tensiunea în rândul angajaților Complexului Energetic Oltenia continuă să crească, iar sindicatele au cerut autorităților să se întâlnească și să ia urgent măsuri pentru soarta mineritului.